Ce părere aveți de faptul că foarte mulți oameni sunt revoltați de construirea Catedralei Mântuirii Neamțului? Da, și asta este o părere modernă. Este interesant. Noi am început, dacă mă înșel, așa am început, că dacă ne mișcăm, că dacă alergăm, că dacă postim, dacă avem dinamică, avem și sănătate. Ei, aș putea spune că acest strigăt disperat, vrem spitale, nu e altceva decât un strigăt disperat a bolilor sufletești care s-au cuibărit în noi. Nepăsarea, lânșezala, plictiseala, slavă Domnului că au ieșit la modă, adică cu drogurile, bolile mentale, bolile astea din necredință care duc oamenii la nebunie, la furie, la excese, zel, la ucideri, la bătăi, la crime. Deci el se explică într-un fel gestul, modul de a gândi. Astea sunt niște altirerii demonice care bombardează societatea și aș spune așa, dacă luăm Evanghelia lui Hristos când mergea noaptea singur pe mare și valurile erau agitate și tulburate și la un moment dat spune că pe la straja a treia din noapte ăsta Petru îi spune că Doamne, dar ce faci, ne lași, nu vezi că pierim? Ei, aș spune că toată forfota asta care a fost în jurul construirii catedralei e cam acea mare tulburată atunci când apostolii credeau că se răstoarnă corabia. Nu se răstoarnă, pentru că Hristos a certat marea și valurile s-au potolit. O să vedeți că cu ajutorul lui Dumnezeu, duminică sau când începe slujba mare de sfințire, și în momentul când se va da drumul la prima sfântă liturghie și apoi lumea din curiozitate se va duce să vadă cum arată, o să vadă cor, o să vadă cântări, o să vadă slujbe, încet, încet vor prinde drag și o să devină un edificiu vizitat cum este mall-ul, Palace Mall, cum sunt toate, cinematograful, cum sunt toate lucrurile astea frumoase, că doar ce avem, dacă ne uităm bine, și mai spun una. Când s-a făcut Casa Poporului, câți oameni l-au cârtit pe Ceaușescu? Erați micuță, cred că n-ați prins. Eu am prins din plin treaba asta. Toată lumea spunea că ăsta ucide poporul și își face el megalomaniile lui. Ei, iată că această Casa Poporului, această megalomanie, toți oamenii lumii care vin, ambasadori, miniștri, invitați din toată lumea, unde se-i ducă? La Casa Poporului. De ce? E frumos, aici vedea, e o clădire grandioasă, e o clădire mare. Nu știu dacă e a poporului, este o instituție a statului la ora actuală, dar care face cinste României. Dar mă duc la altceva cu mintea. Este adevărat că atunci când s-a construit magistrala, acei kilometri de alee principală cu fântâni artezienii, cu blocuri standard, cu asta, s-au demolat case, au fost expropiați oameni, niște suferințe au fost dărâmate și niște biserici. Este adevărat și nu-i nicio minciună. Poate că dacă se vroia, se puteau transla și alea cum s-au translat și altele. Dar tineretul care acum, de exemplu, se duce și se plimbă pe bulevardul ăla, pe nici nu știu cum se cheamă, are publice sau cu ei spune, are o denumire, bulevardul ăla frumos de la Casa Poporului, că e mare și imens, am fost și eu odată pe el. Acum toată lumea se bucură, vai, dar ce frumos e, vai, Bucureștiul nostru. Da, dar dacă nu-l sistematiza și nu-l îngrijea un pic, nu arăta așa. Dacă te duci în vechile maghiernițe ale Bucureștiului, ești ca la noi în Dacia sau în cartierul Dallas, nu-i mare diferență. Undeva acolo în capul orașului, prin Păcureț. Dar, vedeți, și atunci au fost discuții, dar s-a făcut, a rămas și există. Așa va fi și această catedrală. În primul rând, e un gând vechi, încă de pe vremea regilor după războiul de 1877, e un mod de a arăta unitatea românilor, pentru că am înțeles că biserica ar avea toate stilurile și arhitecturile cam din toate zonele țării, câte ceva păstrat în ea, are și bizantin, are și toate genurile de arhitectură bisericească și plus de asta este un edificiu făcut cu mult bun gust. Am o să spună oamenii că, vai, dau 100 de milioane de euro, ce nu făceai nimic. Dar și guvernul face în București două stadioane de câte 200 de milioane de euro. Nu ne mai trebuie spitale?
De fapt, da, e bun, că stadionul, cum se spune aici, nici eu n-aș fi împotrivă. Nu mă duc eu să joc fotbal, dar tineretul are nevoie de zbenguia. Lasă tu acolo să ai bun să manifesta, să alerge, să strige, să-și scoate energia. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să fiu împotriva stadionului dacă acolo se face stadion. Nu trebuie să fiu împotriva dacă se face policlinică, nu trebuie să fiu împotriva dacă se face bibliotecă, nu trebuie să fiu împotriva dacă se face o gară sau o autogară. Dar culmea, de aici se vede nivelul de mediocritate a unui popor, lăsat un pic de capul lui sălbăticit, prin ce chestie? Nu-l auzi pe unul să strigă și că vrea o hidrocentrală, că vrea o fabrică cu 3.000 de locuri de muncă, că vrea o instituție cu 5.000 de locuri de învățământ, că vrea o instituție cu 5.000 de locuri de educația copiilor preșcolari, că vrea, să spunem, un spațiu modern de multiculturalizare din asta tinerească, a pruncilor, a adolescenților. Că și ăștia au nevoie de un loc unde să se ducă să se manifeste. Asta nu interesează mine. O cantină socială din mega valoare imensă în mijlocul unei capitale pentru săraci, bogații să întrețină, cine vrea acolo să fie mare binefăcător. Spitale. Spitale sunt. În spital ne trebuie trei lucruri. Unu, specialiști de marcă, care sunt tot mai puțini. Da. Dacă s-ar naște 1.000 de pe Samosca, ar fi o chestie, dar a fost unul și a plecat. Ne-ar trebui aparaturi performante care există, dar trebuie cumpărate. Și slavă Domnului, nu putem spune că bugetul de 5-6 miliarde anual al casei de sănătate nu permite cumpărarea aparaturii. Pentru că ce se întâmplă? Dacă la biserică dau 5 lei că vreau, sau eu o lumânare că vreau, da, la Casa de Asigurări Naționale, personal eu de 30 de ani, fiind salariat, se duc acei 5 sau 7% cât o mai fi acum. Și eu nu m-am îmbolnăvit niciodată, mulțumesc Dumnezeu, nici să nu dea vreodată până la 80. Banii ăia rămân la stat, să ai statului, să-i folosească la ce au nevoie, să fac un dispensar, să fac o farmacie, să fac un loc, să ia paturi, tot ce are nevoie spitalul, toată modernitatea. Deci noi nu de clădire avem nevoie. Deci noi dacă sesizăm un pic bine, și aici nu o spun cu răutate, chiar îmi cer scuze dacă am să deranjez, spun așa. Mie mi se pare că ne îmbolnăvim până ajunge, până a intrat în spital, nu după ce ne-am tratat. Pentru că a intrat în spital și deja ce e? Boli de alea, cum se cheamă, clostridium, nomocozomiale de alea, sau cum se numesc ele, cuibărite prin păreți, prin aparatură, da, 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 prin paturi, prin cerșafuri. Aia trebuie avut grijă într-un spital, să ai cele mai bune substanțe, cele mai bune medicamente, cei mai buni specialiști. Păi hai să luăm un caz simplu. Aici sunt o leacă aspru de data asta. Noi avem în Moldova, aici la noi, cel mai frumos spital regional, IRO. Eu am fost în el. E o bijuterie. La nivel este european, e o capodoperă. Da. Cu ce mă încântă că avem 2.000 de paturi sau 1.500 sau 3.000 câte ori fi fiind și atâția specialiști să luptă acolo să dea sănătate, când noi nu avem pastile bune sau citostatice bune sau descoperiri performante bune care îți poate eradica cancerul. Că intră oameni într-un spital modern și ies pe cealaltă parte la morgă tot în coșciugul cu patru scânduri, nu-i nicio performanță. Vino ca cu baneje, cu leacul împotriva cancerului, să intri bolnav și să ieși sănătos. Că ai trecut prin spital să te evalueze, eu chiar aici pot să fac o glumiță, că o mătușă de-a mea s-a tratat și i-am întrebat, așa fiind de la țară, dar crezi, mă, ta, că dacă eu mai intru aici și mai ies, zic, asta n-aș putea să spun, dar e bine că te-ai gândit așa, să-ți faci cruce înainte de a intra și înainte de a ieși. Și luni am internat-o și joi a murit, chiar la spital, adică după ce au deschis-o și fiind toate metastaze, n-au avut ce să-i facă, imediat s-a cronicizat tot și a fost gata. Dar m-am gândit la ideea în sine, că, dar eu oare dacă intru aici mai ies? Eu uite că n-am mai ieșit. Deci asta este problema care trebuie să ne opunem noi pentru spitale, nu cât le avem, că nu ne folosește. Uite, Spitalul Spiridon, Spitalul Universitar, ce oameni sunt acolo? Dom'le, nouă ne trebuie performanța genilor care să găsească medicamente noi la boli noi. Că spitalul a rămas același, el aceeași datorie și o face. Medicul ți-a tensiunea, îți pune branula, îți pune perfuzia, dar dacă tu n-ai nimic performant, ești în epoca de piatră.
n-a evoluat. Deja noi vrem să ne hrănim cu atomi, vrem să trăim pe lună, ne-am cumpărat pământ pe Marte, vrem să escaladăm galaxiile, vrem să stăm de vorbă cu Dumnezeu, căutăm extraterestri și le trimitem mesaj în cosmos și nu știm să eradicăm o celulă canceroasă. Hai să fim serioși. Deci, de aici îți dai seama că oamenii nu știu ce vorbesc și nu au discernerea și priceperea pusă bine la punct. Deci, catedrala e cu treaba ei și treaba bisericii. Și dacă 80% sunt ortodoxi și din impozitul lor s-au mai luat un ban la stat și s-au făcut catedrala Noia Nimenea, patriarhul îți duce și el la locul lui tot într-un mormânt ca toți ceilalți patriarhi și episcopi și biserica rămâne acolo la generațiile viitoare. Și dacă ei vor crede vreodată că nu mai e nevoie de biserică, vor transforma-o în sală de concerte, vor transforma-o în club de rap, ce-or dori ei, generația viitoare va gândi ce să facă cu ea. Cei din generația aceasta au crezut că este nevoie ca în mijlocul României să existe un simbol a prezenței lui Hristos între oameni, Catedrala Națională, eu așa îi zic, Catedrala României, a mântuirii neamului, să mântuiești cine vrea, că nu-i poți mântui forțat pe toți. Dar un simbol, că în secolul 20 au fost oameni sănătoși la cap pe pământ și erau ortodoxi, asta este minunat. E foarte bine că s-a făcut, că am înțeles că duminică este sfințirea, și părerea, na, e împărțită. Noi nu-i putem contrazice nici pe cei care sunt pentru, nici pentru cei care sunt contra. Uite, de exemplu, eu sunt și pentru spitale, și pentru catedrale, și pentru școli, și pentru drumuri, și pentru uzine, și pentru să mai păstrăm din păduri, și din petrol, și din minereuri, și din tot. Să nu aruncăm chiar toți, mai lăsăm.